Experiență inedită pentru 5 liceeni de la Colegiul Național Laurian din Botoșani, care au fost astăzi polițiști pentru o zi. Vorbim de tineri care își doresc să urmeze o carieră în acest domeniu și care astăzi au avut ocazia să simtă cum e să lucrezi ca polițist. Aceștia au participat la diferite activități ale polițiștilor, printre care și o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere. Au învățat de la polițiștii de circulație ce trebuie să facă atunci când opresc în trafic un autoturism și ce documente ale șoferului trebuie verificate. Suntem împreună cu un elev care este polițist pentru o zi. O să se prezinte și el de asemenea. Vă rog. Mă numesc Atodiresa Ana Maria și sunt polițist pentru o zi. Pentru unii, a fi polițist este un vis din copilărie. Profesia de polițist este o vocație, o onoare manifestată prin devotament. Cei 5 liceeni care au fost polițiști pentru o zi sunt atrași de această profesie și privesc cu entuziasm polițistul în uniformă, care denotă încredere, siguranță și patriotism. Am văzut că polițiștii pot să fie și oameni înainte de carieră și înainte de funcție. Și chiar mi-aș dori să urmez asta. În ce domeniu ți-ai dorit să lucrezi? Probabil că în criminalistică. De ce? Acțiune. Îmi doresc foarte mult o carieră în poliție, pentru uniformă, pentru respect, pentru, nu știu, simt că sunt făcută pentru așa ceva. Cam atât. În ce domeniu din poliție ți-ai dorit să lucrezi? Cred că momentan, dacă o să intru, cred că o să încep pe rutieră. Probabil după voi încerca să mai fac o facultate sau să mai urmez niște cursuri ca să pot ajunge mult mai departe. Acum, nu știu, depinde. Am înțeles și acum la activitate că dacă nu mă regăsesc într-un domeniu, pot să mă duc în anumite ramuri, sigur o să mă regăsesc într-unul. Însoțiți de polițiști de la rutieră, cei 5 tineri au simțit cum e să lucrezi în acest domeniu. Agent de poliție Nechita Delia din cadrul IPJ Botoșani, vă rog să-mi mânați documentele dumneavoastră și ale mașinii. E foarte bine. De ce? E binevenită. Da, că nu trebuie să vie și viitorul din urmă. Da. De ce credeți că foarte mulți tineri aleagă această meserie? Nu știu, bănuiesc că e o meserie curată, meserie frumoasă. Și siguranță? Și siguranță, da. Mi se pare foarte normal, că eu am trăit într-un oraș mare și am văzut multe și chiar mi se pare ceva foarte normal, deci mai des chiar se întâmplă campaniile astea. Și învață și tinerii. Învață și tineri, bineînțeles, cum am învățat și noi, la șoferi mai bătrâni, la oameni care, cu experiență. Elevii au mai participat astăzi și la alte activități desfășurate de polițiștii botoșaneni. Astăzi am primit vizita unor elevi de la Colegiul Național A.T. Laurian, care și-au dorit să vadă îndeaproape care sunt activitățile pe care le desfășoară polițiștii. Noi le-am propus să fie polițiști pentru o zi, și au participat la câteva dintre activitățile pe care le-au desfășurat astăzi polițiștii. Printre acestea a fost o cercetare la fața locului în cazul unui accident rutier. Am simulat pentru ei o scenă a locului faptei și au putut să efectueze, să desfășoare activitățile specifice împreună cu polițiștii criminaliști, au fixat și au ridicat urme. Apoi ne-am prezentat cu toții aici pentru a desfășura o acțiune pe linie de rutieră, împreună cu polițiștii rutieri. Cei 5 elevi care sunt polițiști pentru o zi vor verifica legalitatea documentelor conducătorilor auto. Experiența de astăzi a fost una extrem de utilă pentru cei 5 liceeni care vor să devină polițiști.